Însuși visul ajunge să mă obosească. Exersându-l, am dobândit o asemenea luciditate încât reușesc să văd toate lucrurile pe care le visez ca și cum ar fi reale. Deci tot ceea ce ar putea să le pună în valoare ca visuri pentru mine se soldează cu o pierdere. Oare mă visez celebru? Dacă mă visez celebru, simt în același timp și toată detașarea de care am parte odată cu gloria, toată pierderea intimității și a anonimatului ce o însoțesc în mod dureros.